Fiind bărbat, e îngrozit de mângâierea ta, pentru că a simți înseamnă să fie vulnerabil. Dar, de îndată ce îl faci să lase arma jos, va sta cu capul în poala ta și va dori să doarmă toată viața sub vraja degetelor tale. Unde e bine să-l atingi pentru început? Prieteni, bună seara la seducții și fidelități. O întâlnire a Institutului de Relații Umane, devenită deja tradițională, și care în seara asta își propune un subiect cât se poate de practic, și uneori ar putea să pară și contrariant. Și anume, cum să mângâi un bărbat. Um, chestiune delicată. E o chestiune care se învață pentru că nici nu-ți dă prin cap uneori cum ar trebui să se întâmple asta. Fiindcă dacă ești femeie, instinctul tău matern îți cere să-l mângâi pe bărbat într-un fel anume. Dar ea cătă uneori el nu vrea să fie băiețelul tău. El nu ar vrea să fie neapărat un bărbat mângâiat, ci poate că unul de care să se teamă lumea sau unul care să se arată impasibil și imposibil de impresionat. Și atunci lucrurile pleacă din străfunduri. Mai țineți minte, obișnuiesc să abordez subiectele dinspre etologie, știința comportamentelor universale. Așa că să-i dăm drumul. Cu termenul acesta atât de interesant și care se află în miezul uh, studiului comportamental, și anume grooming. Grooming este un comportament prin care un individ sau o individă dintr-o specie îl aranjează fizic pe celălalt. Are grijă de corpul celuilalt și având grijă de corpul celuilalt, are grijă și de mintea celuilalt, pentru că groomingul este capabil să producă o stare de sugestie, este capabil să te introducă în altă lume decât în cea în care erai. Te relaxează, te face să visezi, te face să fii blând, domestic, pur și simplu. Și de aceea, pentru o femeie, este extrem de important cum practică groomingul în familia ei și cum pune în miezul groomingului mângâierea bărbatului ei pentru a avea, în sfârșit, o anumită stare, o atmosferă a bărbatului cu care crede că va conviețui perfect. Vă să zic că grooming vedem la maimuțele care se caută de purici una pe alta, la mămicile care își iau puișorii și ling și întorc pe toate fețele la... Um, vedem grooming și la masculi uneori când au grijă de femelele cu care ar vrea să aibă progenituri sau să aibă de-a face cel puțin o perioadă. Ori asta înseamnă că noi trebuie să avem ceva din știința groomingului. Și acum îmi dau seama că, de fapt, ăsta trebuie să fie subiectul, cum să mângâi un bărbat. Pentru că groomingul nu trebuie să fie numai al femeii, trebuie să fie și al bărbatului. Și el trebuie să știe să pună mâna, domnule, să pună mâna și să ofere punând mâna, nu să ia. Pentru că, iată, dacă reușești să pui mâna și să oferi, probabil că ceea ce vei lua va fi pe placul tău pentru că vei stimula acest lucru, după cum vom vorbi mai târziu, prin neuronii oglinda ai celuilalt. Da, vă să zic că grooming-ul este universal răspândit și ar trebui să fie lăsat să funcționeze, fiindcă el se află în instinctul nostru, în comportamentul fiecăruia dintre noi, prieteni și prietene. Băiețelul. Ca să o luăm dinspre copii, bineînțeles, după ce am trecut prin speciile de toate felurile, să ajungem la a noastră, și anume la copiii noștri, și anume la băieței noștri care sunt mângâiați încă de mici în toate felurile, de, de către mămicile lor. Este faimos și clasic vârtejul în creștetul capului pe care îl face mama băiețelului atunci când la adorme. Bineînțeles că i-ar face și fetiței și îi face, de fapt. mai că băieței rețin într-o manieră cu totul ciudată, aproape obsesională, faptul că au fost căutați între cornițe de mama lor când erau mici. De ce își amintesc băieții de mai târziu, bărbații de mai târziu, faptul că au fost mângâiați ca și băieți în creștetul capului? Este probabil ceea ce se numește un milestone emoțional, adică o piatră de hotar. Pentru că e o amintire greu de uitat. Când ești bărbat în toată firea, îți dai seama că ai și tu niște amint amintiri emoționale din partea femeii acceptabile pentru așa ceva, din partea mamei. Adică, bărbat fiind, ultima oară când îți admintești și tu că ai avut un schimb tandru a fost probabil cu mama ta. După care. Vin femeile care trebuie folosite în fel și chip și trebuie impresionate, dar atunci când erai mic, știai să primești mângâierea ca bărbat. De ce nu știu bărbații să primească mângâierea astăzi? De fapt, au fost spălați pe creier de foarte mulți alți cetățeni adulți din societate care le-au spus, bă, nu te lăsa adormit, bă, de ea că o să-ți se urce în cap. Lasă chestia asta cu mângâiatul, ce? Asta e pentru copii mici. Și ajunge bărbatul să fie îngrozit de ideea că ar putea să existe tandrețe dinspre altcineva către el. Bineînțeles că e groaznic să vină dinspre un alt bărbat către el, dar știți ceva? Am să vă spun un lucru aproximativ șocant, nici nu știu cum o să-l rezolvați. Sper să nu închideți după ce vă zic asta. Și anume, dacă vreți să vedeți cum i-ar plăcea unui bărbat să fie mângâiat, încercați să-i vedeți pe doi bărbați gay, într-un cuplu, al lor, cum fac ei? Cum schimbă ei tandrețuri? Și ce Dumnezeu poate să-i să, să ofere un bărbat altui bărbat din punct de vedere al mângâielor? Unor pare să fie imposibil de privit așa ceva. Dar, știți ceva, merită văzut și cunoscut. Că tot suntem într-o perioadă în care se face mare scandal de faptul că a zis cineva, că a spus altcineva, că a scris cineva, că bărbații ar putea să nască și au dreptul la asta. Dar lăsând deoparte acest subiect, că poate cine știe, îl dezbatem săptămâna viitoare, acum este cam prea fierbinte și ar naște tot fel de controverse, haideți să înaintăm pe acest ogor al afectivității și tandreții către bărbat. O să zic că băiețelul este mângăiat de mămica lui în fel și chip în cadrul programului de grooming pe care ea îl are deja întipărit în instinctele ei. Îi taie unghiile, îi face baie, îl șterge frumos peste tot, și băiețelul se simte ok, nu zice, lasă-mă, mamă, mi-e jenă de așa ceva. Asta o să o spună mai târziu pe la pubertate. Până atunci, este ca un fel de fetiță care primește. Primește la fel ca și fetițele. Apoi este, bineînțeles, dus de mână și mângâiat pe mână. Ai mângâiat pe mână vreun băiețel ca să-l faci cu minte? Și ce lucru extraordinar este? Dacă este vreun băiețel mai zvăpăiat, așa, de grădință, școlar mic, și vrei să-l faci să se uite la tine, și să înțeleagă ce îi spui despre cum ar trebui să se comporte, trebuie să reușești să îi mâna cu palma în sus și să-l mângâi în palmă. Vei vedea că e ceva fantastic, pur și simplu poți să dresezi un băiețel în felul ăsta. Și mai târziu, acest ritual interesant de a-l mângâia în palmă pe băiețel se regăsește în vraja vrăjitoarei. Căci și ghicitoarea care este mai bine profesionalizată știe că dacă ia palma bărbatului, se uită în ea și își plimbă degetul pe linia vieții lui, pe acesta o să-l treacă un fior, iar ea se va uita cu ochii ei ca fenii fix în ochii lui și va spune viitorul și îl va crede tot ce îi spune ea. E, acum încep să-ți dai seama că transa pe care o poți administra bărbatului tău este extrem de utilă pentru viitorul familiei voastre, pentru atmosfera din casă pe care ați construit-o cu bani mulți? Să mergem mai departe. Spuneam că adolescentul se simte rușinat și intimidat atunci când în continuare este mângâiat de mama lui. Pentru că mama lui zice, vină în coace puiul, este mai mângâi puțin. Și îl zice, mă lași ce iac. Nu vrea să fie pupat, nu vrea să fie mângâiat, căci deja a ajuns să facă parte din altă tagmă din tacuma bărbaților, care nu acceptă nimic care ar putea să le producă emoții, pentru că doar ei sunt cei care emoționează pe ceilalți și conducerea societății umane la ora actuală este pur și simplu hrănită de această obsesie a bărbaților de a emoționa pe alții, nu să fie ei cei emoționați. Bun, dar se naște întrebarea. Domnule, doamnă, Bărbatului îi trebuie să fie mângâiat sau nu? Să-l lăsăm așa cum este el, cum se vrea el, fără niciun fel de slăbiciune emoțională, fără niciun fel de receptivitate cu privire la tandrețe, sau să-l reeducăm, să-l aducem pe făgașul acesta al afectivității dintre cei doi, să primească și el mângâiere? Da. Există un singur și dacă există un singur motiv pentru ca bărbatul să poată fi mângâiat și să trebuiască să fie mângâiat, acesta este, da, domnule, pentru că și el ar trebui să simtă ce simți tu. Pentru a te înțelege, a te simți pe tine ca femeie, trebuie să-l mângâi. Căci nu ai cum să îmblânzești armăsarul fără să-l mângâi, pentru că nu poți să te urci în spinarea lui, pe el, cum s-ar spune, și să îl călărești o viață întreagă fără să-l faci să simtă palma ta caldă și calmă pe obrazul lui. O să discutăm mai încolo ce înseamnă să-i pui mâna pe obraz bărbatului. Bun. Adică n-ar putea să însemne că bărbatul care se lasă mângâiat este cam infantil, domnule? Adică mai este încă la vârsta aceea în care maică să-i bagă degetul în chelie și face șurubele? Nu înseamnă că este de fapt imatur într-adevăr, că nu a ajuns să fie puternic, stabil și protectiv, așa cum se cere la carte. Um, ar putea ca bărbatul care preferă să fie mângâiat și care stă numai cu poala, cu capul în poala. Femei lui este într-adevăr un tip care are nevoie de regresii frecvente, să-și amintească de perioada când era protejat de mama lui, înțeles așa, fără niciun fel de condiție, și cea, acea femeie care îl mângâie să fie și cea care se sacrifică pentru el, să simtă căldura dintre sânii ei. Apropo, dacă ești bărbat, Um, cauți chestia asta? Chiar dacă ți se pare că ți-a stupă în nasul, urechile și alte părți importante ale conștiinței tale, ești în stare să-ți pui capul între sânii sau în poala femeii cu care ești? Și ce simți tu când te afli pe acolo? Probabil că unii bărbați sar ca arși pentru că își dau seama că stai, asta e mama? Nu e mama? Nu e mama? E o femeie străină? Ce caut eu cu capul aici? Sau ce mai simte bărbatul când stă cu capul între sânii? Bine, nu când își bagă el capul între sânii femei, când este tras de ea și rămâne acolo. Simte, bineînțeles, că are un fel de imponderabilitate. Eu cred că, de fapt, cosmonautii, ca să simtă ce înseamnă lipsa de gravitație, ar trebui să stea cu capul între sânii unei femei voluptoase. Și atunci o să-și dea seama că nu-și mai dau seama de unde se află. Da? dar cu capul în poala femeii, vai, e ceva fantastic, nu-i așa, domnule sau domnișorule care a încercat să faci asta. Este o senzație de încredere, de sprijin pe ceva firav. Nici nu știi dacă să-ți lași toată greutatea trapezului tău de la umeri și cu capul tău greu de cap acolo, în, pe coapsele acelei femei fragile. Și ce să faci tu acolo? Să stai, adică să nu faci nimic, pentru că de multe ori se întâmplă că el își frământă capul pe coapsele ei și îi zice stai, îi spune ea, stai să te mângui. Și cu greu el stă, pentru că bărbații sunt obișnuiți să facă, să obțină și să influențeze. Ei, dar dacă reușești să-l faci să stea cu capul în poala ta, ai putea să-l faci și să adormă. Bine că nu ți-ar conveni să-l vezi furând în această poziție romantică. Dar este, cum spuneam, dovada încrederii, a abandonării oricărei ambiții de bărbat. Bărbatul acesta cu mâini uh, grosolane, cu degetele acelea groase. Apropo, mâine seară la uh, dezbaterea de caz pe care o avem pe www.petreum.com um, și tu poți devii patron al doctorului Andrei și al Institutului de Relații Umane pe petreum.com slash Andrei. Uh, mâine seară o să avem de la ora 19 cazul... Uh, um, timiditatea degetului gros, așa se numește, așa am numit-o, adică este despre tehnici de stimulare a empatiei, la bărbați, la copii, la cine ai nevoie tu să știi. Bun, dar să revenim la cum să mângâi un bărbat. Um, înseamnă că e infantil că își lasă capul în poala ta, nu, nu înseamnă că este infantil, înseamnă că a început în sfârșit să aibă încredere în tine și reia relația aceasta de unde a lăsat-o cu mama lui. Când o fi răsat el ultima oară capul în poala mamei lui? Hă, hă. probabil că pe la 5 ani, probabil că pe la 7. Hai să zicem și pe la 14, că i-a fost frică de o fată și mama lui l-a mângâiat. Dar de atunci, unde s-a mai lăsat el să fie sprijinit de femeia lui? Um... Încă o întrebare. Astăzi seara am numai întrebări din astea dificile pentru voi, prieteni. Cum să mângâi un bărbat care nu mângâie și cum să mângâi un bărbat care mângâie? Pentru că e mare diferență între acești doi cetățeni. Bărbatul care știe să mângâie, Um, știe și să primească mângâiere, îi se pare firesc, a ajuns la o inteligență emoțională, a ajuns la oarecare cultură cu privire la acest lucru. Bineînțeles că de cele mai multe ori este un femeiat? Este un bărbat care a mângâiat la femei până când a învățat cum se face. Și ce să vezi? A început să-i placă și să fie mângâiat și se lasă mângâiat pentru că el cunoaște valoarea acestui schimb de tandrețuri. Și tu, cum îl mângâi pe bărbatul care știe să mângâie? Probabil, probabil că trebuie să găsești și tu un slot orar, un, un pic de timp ca să poți face asta, că mai mult el te mângâie pe tine, dar poți să-l oprești și să-i spui stai. Acum eu te mângâi pe tine. De altfel, această situație în care se face uh, schimbul de roluri, da, era să zic de mame, uh, este extrem de important. Pentru că, știți, Multe cupluri trăiesc așa într-o zvârcoleală, se mângâie reciproc în același timp, și ea pe el și el pe ea și rezultă așa un fel de, de scenă de film erotic prost și accelerat pentru că nu avem bani să stăm mai mult, să ne uităm. De fapt, dragostea se face pe rând, nu concomitent. Face unul, își arată unul dragostea către celălalt și după aceea, pentru că s-a întâmplat asta și celălalt îi arată ăstuia dragostea lui și tandrețea lui. Și în felul acesta se întâmplă tot felul de lucruri interesante. Vă zic că bărbatul care știe să mângâie, este mângâiat, trebuie întâi și întâi oprit și după aceea mângâiat. Okay? În timp ce bărbatul care nu a mângâiat în viața lui și nu știe să mângâie o femeie, se mângâie foarte dificil. Întâi și întâi trebuie să-l legi de calorifer, să-i dai să bea foarte mult ca să înceapă să râdă și după aia. Nu, exagerez, bineînțeles. Este vorba de a-l aduce pe bărbat în acea stare de receptivitate cu privire la schimbul emoțional ca să poți să-l mânghi, pentru că altfel ba se scarpină că l-ai mângăiat, ba se trage îngrozit, ba transpiră, ba mormă în toate felurile și pufăie, ba îi se pare că e ceva penibil și fuge. Bărbatul care n-a mângâiat în viața lui, și sunt mulți din astfel de bărbați, este greu de mângăiat și în seara asta o să dezvăluim câte ceva din butoanele pe care trebuie să apeși. Ca să poți să-l mângâi și lui să-i placă. Uite, de exemplu, se pune problema mângâiatului de la distanță a unui astfel de bărbat. Ai mângâiat vreodată un bărbat de la distanță? Păi nu. Cum să? ai înseamnă flirt. Și cum să îl mângâi de la distanță? Să fac așa, prin aer, cu mâinile? Sau să mă uit la el? E, uite, vezi, de aici mai vide acasă. Adică te poți uita la un bărbat și să-l mângâi cu privirea ta dar ai grijă unde pui ochii. Pentru că bărbatul este extrem de sensibil la anumite zone care sunt atinse, fie și cu privire. De asemenea, mângâiatul de la distanța al bărbatului produce efecte majore când îți folosești vocea. Poate ți s-a întâmplat să ți se spună, ai o voce extraordinară, m-am îndrăgostit de tine datorită vocii tale, ți-ai spune bărbatul după ce ați ajuns în pat. Zice, avea o voce la telefon sau acolo pe loc, mă rog, pe Messenger, pe Voice Messenger. Uh, și poți să-l mângâi așa, pentru că mai târziu să ajungi să pui mâna pe el, pentru că altfel nu stă de cele mai multe ori. Uh, <coughs> Vă să zic că bărbatul care nu mângâie, de felul lui, nu știe să mângâie, poate fi mângâiat de la distanță întâi și întâi, cu privirea, cu vocea, unești cu parfumul sau chiar cu câte o veste pe care îi o dai și apoi pleci. Um, Ulise. Un bărbat care a ajuns împreună cu tovară și lui în tromare plină de sirene. Și tu ești o sirenă. O sirenă pește. Da? Um, care reușește, reușea sirena, să-i facă pe toți bărbații să se arunce în apă pentru totdeauna, fiindcă le cânta într-un fel anume. Această seducție a femeii, de care unii bărbați se îngrozesc și fug, este și ea pusă în practică prin mângâiere. Căci dacă vocea ta de la distanță l-a mângâiat deja și dacă parfumul deja i-a mângâiat nările de la distanță și dacă privirea ta printre gene l-a mângâiat din nou, acum ce poți să faci este să-ți așezi degetele tale trandafirii peste el și să-l faci să nu mai plece niciodată. Da, se poate. Cum și Ulise și tovarășilor știau și pentru asta le-a cerut tovarășilor să-i astupe urechile cu ceară ca să nu audă cum cântă sirenele și să nu se piardă împreună cu ei. Adică bărbații au această senzație că dacă femeia își pune vrăjile în mișcare, el este pierdut. Um. Ce simte, hai să intrăm în practică, da? În practica senzorială, întâi și întâi să aflăm ce simte practic un bărbat când este mângâiat de femeia de care îi pasă, nu de cineva de care nu îi pasă. Pentru că, vedeți, da, orice femeie spune, dacă pune mâna pe mine unul pe care eu nu-l doresc, pe care nu-l iubesc, bă, nu mă pot lăsa atinsă. Dar ce să vezi? Cum se simte, domnule, un bărbat care este atins de o femeie pe care nu o vrea? Majoritatea oamenilor ar spune aia, o să înceapă să o vrea. Dacă îi pune mâna unde trebuie, gata, al ei este. Sau ce? Stă, bineînțeles că îi place. Femeie să fie. Nu este chiar așa. Pentru că bărbatul simte când urmează să fie folosit de o femeie. Și, în majoritatea lor, bărbații care sunt bine crescuți au o serioasă dificultate în astfel de momente. Dacă îl mângâi pe bărbat, pe umăr, bineînțeles că simte tovărășia ta. Simte că pui distanță între el și tine, nu neapărat că te apropii de el. Astfel încât mângâiatul pe umăr al bărbatului este mai puțin valoros decât nemângâiatul bărbatului. Mai bine îl mânghii de la distanță cu privirea decât să-i pui mâna pe umăr. Este un fel, se simte și prostit puțin așa dacă îi pui mâna pe umăr. Sunt aceste zone, știți, Zonele acestea care nu sunt erogene și care sunt acceptabile pentru o femeie să fie atinse de un bărbat străin, fruntea, mâna, umărul, da? Um, pentru o femeie ar putea să fie ok, liniștitoare, pentru un bărbat sunt neliniștitoare, pentru că el are senzația că lui e de prost, de slab, de incapabil, de gay, de ceva, da? Care nu-i convine lui când îi pui mâna în aceste zone acceptabile, să-l mânghi pe creștet, să-i pui mâna pe mână, să-l iei de cot, să-l bați pe umăr, îi se pare că îl iei de fraier. Dar pe piept. E, dacă îl mângâi pe bărbat pe piept, se simte, bineînțeles, puternic. Mai ales că el, nu știu dacă ați observat, mulți bărbați când încep, când se sizează ei că sunt mângâiați, pe zone ale masculinității, încep să-și le scoată în evidență și mai tare. Începe bărbatul încearcă să-și încordeze pectoralii ca să simți că i are. Da? De asemenea, suge burda ca să simți că nu are. Și face toate aceste gesturi de reglaj pentru că îți dai seama, îi place și vrea să, fie, să se afirme și prin acest mângâiat, prin, prin acest simț tactil al celuilalt, al celelalte, de fapt. Dar dacă îl mângâi pe față, pe bărbat, îi pui ușor, ușor palma pe obraz și îl mângâi, ce simte el? Ai să vezi, nu știu, dacă o să te joci cu prietenii tăi la vreo petrecere făcând asta și merită să te joci, ai să vezi diferențe între bărbați, dar un lucru te îngrijorează și anume faptul că toți bărbații pe care atinge atingi așa ușor clipesc ca și cum intră în hipnoză. Știți că există o fază de inducție a hipnozei, în care hipnotizatorul își dă seama că pacientul urmează să intre în somnul hipnotic pentru că clipește ca și cum i s-a făcut somn. Și la, clipește cu. Uh, își lasă ploapele mai repede jos și se ridică mai greu în sus. Nu mai este clipitul legal. Clip-clip. Este clip. Uh, cam așa. E. Și atunci. Îl vezi pe bărbat că intră în transă când este mângâiat pe obraz. De ce oare? Ce au oameni ăștia de gen masculin cu palma ușor așezată pe obrazul lor? Probabil că n-au simțit de mult, de foarte mult timp așa ceva, de pe vremea când era o femeie respectabilă, numită mama, care făcea asta când dorea să ia doarmă sau să-i liniștească. Dar dacă îl mângâi pe spate, E, mângăiatul pe spate este interesant. Să-l mângâi pe spate când el face ceva, când te mângâi și el, hai că e ok. Dar dacă începi să-l mângâi pe spate că vrei tu și dacă te mai cobori cu mâinile și spre fund, îl vezi că devine îngrijorat. Se uită așa peste umăr un pic, e aproape speriat, pentru că zona din spate pentru bărbați este extrem de problematică, nu din punct de vedere al sexualității, cât din punct de vedere al vulnerabilităților fizice. Bărbaților nu le convine deloc atacul pe la spate. Dar pe coapsă, că deja ajungem în zone mai fierbinți, căci nu se pune problema să-l mângâi foarte mult pe degetele de la picioare. Când faci chestia asta, ori ești sus, adică nu-l mânghi, îl speli pe picioare, da? ori îi dai de înțeles că îl iubești necondiționat fără să vrei nimic pentru tine. Dar lăsați asta. Hai să ne referim la coapsele lui. Dacă îl mângâi pe coapse și mai ales pe fața internă a coapsei, ți-ai dat foc la valiză, trebuie să continui, trebuie să faci ceva cu asta pentru că atunci se excită. Bineînțeles că lucrul ăsta este aproape irezistibil pentru orice fel de bărbat și pentru bărbatul care nu dorește relație cu acea femeie. Dacă a ajuns să o lase pe acea femeie să-l mângâie pe partea internă a coapsei, deja lucrurile sunt aproape făcute. Acum, dincolo de orice fel de sper că nu sunt minori pe lângă voi, prieteni, când discutăm aceste lucruri, hai să discutăm și despre al mângâia pe bărbat direct acolo. Că există și nu poate fi evitată. Sunt medic și pot să vorbesc despre asta cu destul, destul echilibru în discurs. Da, să-l mângâi pe bărbat în zona genitală ține loc de orice. Poți să-l mângai acolo și când îi dau o înghețată și o să o primească, poți să-l mângai acolo și când îl înjuri și o să râdă și galnic, poți să-l mângai acolo și când vrei să-l faci să se culce cu tine și să se culcă cu tine. Adică, practic, este butonul nuclear al bărbatului și al mângaia acolo înseamnă că ți-ai propus să obții orice de la el. Nu trecem în zona extremista a sunetelor pe care le poți scoate când faci asta. Pentru că trebuie să știi că mângâierea din partea unei femei nu trebuie să-i dea bărbatului senzația că ea îl asaltează pe el sau că ea îi face lui ceva. O să vezi mai încolo, când o să fie miezul discursului din seara asta, cât de important este să-i dai senzația bărbatului că atunci când îl mângâi, de fapt, el te mângâie pe tine să-i dai senzația că ești tu impresionată de cum îl mângâi pe el. Iar acest lucru este extrem de plăcut pentru bărbat. Um, când să-l mângâi pe bărbat? Care e momentul potrivit? Că dacă toți suntem la tehnicalități, hai să discutăm și despre acest când. Dacă îl mângâi când e obosit, important este să nu dai senzația că îi faci ceva sau că îi cer ceva, o să fie ok pentru el se simte relaxat de mânuțele tale. Ai grijă de el, este un grooming, nu este neapărat ceva erotic, pentru că de multe ori bărbații obosiți, când pui mâna pe ei și le dai senzația de ceva erotic pe care îl vrei de la ei, zic, păi, dar n-am muncit destul astăzi, și trebuie să muncesc, cam asta este senzația pe care încearcă să ți-o sugereze. Când e bolnav? A, când e bolnav, e foarte bine. Dacă îl doare ceva, dacă îl doare capul, dacă îl doare măseaua, dacă s-a lovit și așa și îl mângâi, stă. Stă, domnule, pentru că, ziceam, are amintirea aceasta a mângâiatului matern într-o situație legitimă în care mama îl mângâie. Mama nu îl erotic când erau ei în familia de origine, dar îl mângâia la, în, în situații de vulnerabilitate. Și una dintre situațiile de vulnerabilitate acceptabilă pentru un bărbat este când el se simte rău fizic, e bolnăvior și știm foarte bine cât de ipocondrii sunt bărbații și cât de bine le prinde așa o pălmuță pe frunte sau acolo unde îl doare și cum simte el că îi trece, realmente îi trece pentru că este o senzație de competiție senzorială, adică practic palma ta care încă îi mai produce emoții, să zicem, intră în competiție cu durerea pe care o percepe în acea zonă și practic simte mai mult despre palma ta decât despre durerea lui. Um, dar, de exemplu, poți să-l mângâi și când a reușit ceva. Îi convine iarăși? A reușit ceva și deja zici bravo, mai, m impresionat, așa ceva, nu credeam că o să-ți iasă. Super, și îl mângâi. E ok, primește, e primit, dacă însă nu i-a reușit ceva și strece trece prin capul tot de mămică potențială a lui, că hai să-l mângâiem, să-l consolăm, hai să te trezești oricum un cot în coaste, oricum un brânci, orică o privire de aceea dintre cele mai urâte, ca și cum îl consideri un tăntălău și de aceea nu a reușit. Și de aceea nu este indicat să-l mângâi pe bărbat când este nervos și nemulțumit de el însuși. Okay? Bun. Um, am mai lămurit ceva. Dar uh, mai avem ceva de lămurit. Și după aceea o să discut cu voi, pentru că de-abia aștept să văd ce ziceți despre subiectul ăsta. Domnule, mângăiatul ăsta în răspăr. Mare atenție! Să mângâi un bărbat în răspăr. Bine, eu nu prea mai am păr pe aici, dar să spunem că l-am așa. Și să încep să-l mângâi așa, în contra firelor de păr, este unul dintre cele mai irritante lucruri pe care un bărbat poate să le simtă de la o femeie. De asemenea, extrem de neplăcut este să iei căpșorului de motan drăguț în palme și să-i faci urechile așa când îl, când îl mângâi. Îl enervează la maxim. Vreau frumos. Don't try this at home. Este extrem de periculos. Bărbații sunt foarte iritați când sunt luați drept pămpălăi, băieței, incapabili și așa mai departe, fetițe. Da? Și nu merge să-i faci un astfel de gest. Sau, știți, mai este gestul acela atât de răspândit, că dacă te uiți pe șosea, faci accident de mii de ori. Dacă te uiți pe șosea la bărbații care au pe parteneră în dreapta, în mașină, conduc și el stă la volan așa și vezi așa o, o mână prin spatele lui, cum îi face așa și mângâie pe ceafă în timp ce omul încearcă, încearcă să conducă. Știut fiind faptul că acest creier al bărbatului vede un singur lucru în fața lui și de ăla se ocupă. Nu prea este distributiv ca și atenție. Și atunci când începe să umble la asta pe la spate, mă scuzați că zic așa, el se deconcentrează de fapt, adică ea este mândră că el conduce cu în siguranță și tocmai atunci devine el mai nesigur și mai confuz în ceea ce ar trebui să facă în trafic. Deci atenție și la această mână trântită strântită, mă rog, strecurată la ceafa bărbatului în timp ce conduce um, și la mângâiatul acesta care ce înseamnă de fapt? Îți place când îl vezi cum face lucruri? Îți place să-l privești? Cum îi se încordează fesele când sparge lemne? Sau cum uh, se concentrează el acolo când repară um, chestia aia la telefonul tău? Sau cum conduce el mașina și îți vine să-l mângâi și să-l pupi atunci? Și pe el îl deconcentrează de-a binele acest gest, oricât de frumos ar fi. De fapt, cu cât este mai frumos, cu atât e mai grav. O să mai discutăm despre care este stilul preferabil al mângâierii bărbatului, adică cum trebuie să decurgă el ca să fie totul bine, dar sunt nerăbdător să văd ce ziceți voi pe aici, prin mesajele voastre. Bun. Um, ia să vedem. Da, aici sunt mai mult la de vreau și eu ceva la subiect, la subiect, la subiect. Că mamele de băieți trebuie să știe asta. A, bineînțeles. Bineînțeles că mamele de băieți trebuie să știe foarte multe lucruri pe care să nu le facă, pentru că le fac împotriva femeilor pe care le vor întâlni aceștia. Dar umblă vorba că între mamele de băieți și acele femei este o relație proastă din naștere, și nu aș vrea să fie așa. <coughs> um, bun. Aurelia, da, bărbatul trebuie mângâiat, clar. Trebuie mângăiat, pentru că altfel... Îm... Ia uite ce zice Ioana. Nu, 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 să nu fie mângăiat, că își face cornițe. Da, adică se pune întrebarea, dacă mângăi un bărbat, își ia nasul la purtare? Adică începe să se considere prea valoros și începe să te înșele a doua zi după ce l-ai mângăiat? Ar fi o speculație, bineînțeles. Dar... S-ar putea să fie o oarecare legătură comportamentală, pentru că este știut faptul că bărbatul care se simte bine cu el are mai mare tendințe să înșele decât acela care este frustrat și neîncrezător în sine. Ioana. Sunt bărbați care le place să fie mângâiați și sunt bărbați care nu le place efectiv să fie mângâiați. Acești bărbați care sunt de fapt, unul și același în diverse ipostaze. Depinde și cine te mângâie. Pentru că, de exemplu, sunt bărbați care, cărora nu le place să fie mângâiați pentru că, zic că e ceva prea gădilicios, să le vine să se scarpine. Și atunci preferă să fie mângâiați cu o bătă de baseball, cu un șut în fund sau cu un brânci sau cu ceva din partea tovarășilor lui. De aceea este o chestiune de doză fiecare bărbat, într-adevăr, are spectrul lui de mângâiere și uneori ai da o palmă peste umăr sau al, o să vedeți mai încolo ce efect are, îl zgâria un pic, este un fel de mângâiere pentru el. Claudia. Un animal, cal, armăsar, sunt animale deștepte, nu criminal ca un bărbat. Să ia naiba de psihopați masivi. O, aici avem, de fapt, psihopați masivi, da. Marcela Prea mult mângăiată îi învață cu năravă. Apoi uită că mai trebuie să și ofere doar să primească. Bun, hai să lămurim. Că de-aia îl facem și mâine seara cazul acesta a timidității degetului gros. Și anume, cum să faci, cum să pui în practică tehnicile de stimulare a empatiei. Dacă tu îl mângâi pe el și este primit, va ști ce să facă și el cu tine, va crește în valoare... În viața de zi cu zi, acest ritual al schimbului de tandresuri, care înseamnă atât de mult pentru o femeie. Mariana zice un lucru care chiar reprezintă un adevăr al momentului. Astăzi, bărbații nu mai mângâie, așteaptă să fie mângâiați. Domnule, cam așa e. Adică, practic, asistăm la un fel de. Infantilizare prelungită a bărbatului și la o convergență a masculinității către feminitate, astfel încât bărbatul a devenit un receptacul și nu o cascadă de fapte. Constanța, bărbatul trebuie mângâiat numai prin somn. <coughs> Dacă îl mângâi numai prin somn, o să înțeleagă un singur lucru: că ai deranjat și că trebuie să plătești pentru asta. E un fel de glumă, dar extrageți utilitatea din ea. Cristina, cum ne putem da seama dacă bărbatul îi place nu sau nu să fie mângâiat? <coughs> Îl încerci cu un deget, cum, ca să fac o glumă. Uh, păi, uh, în primul rând, trebuie să alegi corect momentul. După cum spuneam, dacă el a reușit ceva și este în acea euforie a reușitei lui și pui în mișcare mângâierea, și nu-i piere râsul de pe față, înseamnă că îi place și că acceptă să fie mângâiat. Pentru că și condițiile sunt propice și pentru că mângâiatul a fost binevenit. Dacă vezi că e stricat ziua cu asta, bineînțeles că trebuie să practici altă formă de mângâiere, de la distanță, după cum spuneam, sau cu intensități mai mari, pentru că unii bărbați consideră mângâierea prea finuță ca fiind penibilă sau chiar demnă de un scărpinat, după cum spuneam. Um... Aurelia. Eu cred că mângâierea de femeie nu are legătură cu mângâierea mamei, așa cred eu. Hm. Ai putea să crezi așa, Aurelia, dar, din păcate, bărbatul evaluează un eveniment copleșitor al prezentului pe baza unor evenimente din trecut. El trebuie să încadreze undeva ceea ce îi place căci altfel are senzația că vorbim aici de mângâiere, nu de excitare. Da? Adică să-i administrezi bărbatului tandrețe, că altfel, bineînțeles, că el vrea doar anumite manevre asupra corpului lui. Și o să vorbim mai încolo puțin ce înseamnă masajul erotic pentru bărbați și de ce se duc atât de mulți la așa ceva. Uh... Bun. Ce de fraze scurte aici. Uh, Moncean. cum îl mângâiem fără să îl facem să creadă că este supus? Bună întrebare! În primul rând, trebuie să nu mângâi prelungit. Pentru că există un defect de atitudine la unora dintre partenere care îl mângâie insistent așa pe mână, de exemplu, pe bărbat, vreo jumătate de oră până se roșește în același loc. Și asta pentru că ea se simte bine cu el și vrea să se să-l simtă pe el lângă ea. Dar aia de fapt nu este mângâiere, este o formă de un fel de conectare mecanică și pe bărbați irită chestia asta. De aceea mângâierea trebuie să fie întreacăt și în momentul potrivit și după cum spuneam pe momente de victorie, de reușite ale bărbatului și atunci el nu simte că este supus. Um... Depinde dacă nu are autism, altfel crede că își pierde autocontrolul, zice Ani. Corect, da, putem să spunem și asta. Uite, Aurelia, eu așa am făcut, am mângâiat prea mult un bărbat și, ce credeți, m-a părăsit. Mare atenție să nu te transformi într-o mamă când mângâi un bărbat, sistematic, mult timp. Pentru că ce trebuie făcut cu mama? Să o părăsești, o lași în urmă pentru o femeie adevărată care te atrage, nu-i așa? Nu uitați că mamele sunt mult mai ușor de părăsit decât uh, tipele care creează probleme. Da? Alina, la asta mă gândeam și eu. Totul decurge natural și mângâierile și dorința de a se abandona a noastră, a tuturor. Da, ar trebui să decurgă natural dacă bărbații și-ar și -ar da voie să simtă în mod natural, numai că mulți sunt extrem de inhibați. <coughs> um, Mariana, un bărbat care a ajuns să meargă la mai multe femei e o persoană slabă. Uh, da, este o persoană slabă, dar nu știu cum se face că reușește să meargă la mai multe, și acest mai multe pentru el înseamnă victorie, dar și pentru ceilalți bărbați care încearcă să limite. Ana mângâi întâi cu vorba, apoi fizic. Foarte frumos așa este. Bărbatul trebuie să simtă că se apropie mângâierea după sunet, da? după parfum, și apoi să se confruntă cu ea. Nu uitați că pentru unii bărbați mângâierea din partea unei femei este ca cum este bătaia din, pentru o femeie din partea unui bărbat. Este extrem de dură, de, de extrem de greu de acceptat. Um... Maria. De multe ori când te porți cu un bărbat tandru, se schimbă. Indiferența atrage. Așa este, indiferența atrage, dar cel mai mult atrage contrastul între indiferența care a existat și tandrețea care poate să-i urmeze. Mari, dacă te mângâie cu o mușcătură ușoară, este stimulare. Mușcătura ușoară, ca și zgâriatul, că aveam de gând să vorbesc despre ele ceva mai încolo sunt forme de stimulare ale celuilalt într-o anumită doză pe această atmosferă tensionată a interacțiunii dintre cei doi potențial parteneri. Însă, bineînțeles că pe celălalt îl poate enerva destul de tare. Și dacă tu, ca femeie, îți propui să-l muști pe bărbatul tău în loc să-l mângâi, trebuie să o faci știind că acest bărbat nu suportă să fie mângâiat și atunci poți să treci la mușcătură, deși ar putea să sare ca ars, totuși se întâmplă ceva între voi cu ocazia aceea. Iar zgriatul, hmm, zgriatul este un lucru atât de interesant care este specialitatea femeii, mai ales în ziua de astăzi cu unghiile acelea uh, asezonate în toate felurile, încât bărbații sunt uimiți de ce poate să facă o femeie cu unghiile ei. Uh, Poseidon, e normal să mă mângâie în zona intimă în public? Bănuiesc că Poseidon este un bărbat, zeul mărilor. Um, nu, nu este normal să vă mângâie în timp, în văzul tuturor. Dar dacă o face când nu se uită nimeni, înseamnă că vrea să se asigure că sunteți doar al ei și în felul acesta vă șochează și vă face să uitați de orice altceva din jur. Um, Ramona dacă nu acceptă mânghirile pe față, de ce ne arată acest lucru și de ce nu le acceptă? De ce nu acceptă bărbatul mânghirile pe față? Pentru că el crede că îl reduci la stadiul de copil, fiindcă mama lui făcea chestia asta. Accesul la fața lui este o îndrăzneală. Bineînțeles, și doar mama lui avea acest tupeu să-l mânghie pe obraz. Restul femeilor nu prea aveau nu prea le vine prin cap să facă acest lucru. De altfel, dacă ești o femeie străină, este te duci să îi pui mâna pe obrazul unui bărbat străin, e destul de dificil, nu prea reușești să faci asta, doar mama lui poate să facă, e rezervat teritoriul respectiv. Nicknis. Mângâierea este ca o relaxare după o zi de muncă, chiar și un masaj al picioarelor. Sigur că da, este, mai ales când s-a produs o obișnuință în sensul acesta înger bun, cum să-l mângâi pe bărbat astfel încât să se detașeze de activitatea de peste zi? Nu reușește să se deconecteze. He, păi depinde de intensitatea stimulului, după cum spuneam. Dacă îl zgârii puțin, se deconectează, se înviorează. Trebuie uitat, nu trebuie uitat că un om care este obosit nu trebuie neapărat adormit, poate fi și trezit. Pentru că această diversificare a stimulului este cea care poate să, să odihnească într-o manieră activă. Um, nu știu pentru cine zice... Ah, pentru Roxana, da. Cornelia. Să-l mângâi cu limba pe buze și după scurt timp să-i baci capul între picioare e, cred, cel mai plăcut mod de a-l mângâia pe bărbat. A, asta înseamnă să-i sugerezi ce trebuie să facă, ce trebuie să presteze. Dar de multe ori bărbatul nu are un sentiment prea plăcut despre femeia care îl împinge cu capul între picioarele ei, deși dacă ea scoate unele sunete, sunete cum că este nebunită de asta, s-ar putea să-i placă ideea care impact asupra ei. Dar în rest, dacă îl folosești pentru asta, s-ar putea să te considere o persoană care trebuie lăsată deoparte. Eu zic să, că mângâi nu cu un scop anume, ci pentru că așa simți. Da, e adevărat că poți să mângâi uh, pentru că așa simți, însă trebuie să spui problema și ce simte celălalt și și problema a ceea ce simte celălalt. Adică pentru asta merită să o faci și să mai poți face și data viitoare în mod plăcut pentru el, înseamnă să ții cont de ceea ce simte el acum. Ana Maria, dacă suntem în public, în grup cu prietenii lui sau ai mei, ce mângâiere ar trebui să avem? Nu prea îi plac mângâierele, iar în public orice gest de tandrețe nu este bine primit. Se simte chiar stingherit dacă îl mângâi sau îl țin de mână. La astfel de bărbați, uneori merge mângâiatul pe sub masă, cu picioarele. Pentru că el are senzația că pierde din imaginea lui dacă este mângâiat de o anumită femeie care și în felul acesta și la rogă ca partener exclusiv. Și ar accepta pe sub masă un pic de mângâiere. Dar să nu uităm de mângâierea cu privirile, pentru că mângâierea cu privirile nu poate fi refuzată de el și ghisce este și foarte sugestivă pentru restul persoanelor de acolo. Când te văd celelalte femei cum îl mângâi din priviri și cobor privirea ușor spre abdomenul lui, își dau seama că este al tău și că nu are cum să scape de asta. Vasilica. Um, iubitul meu mi-a spus că este la fel de frumos să primești cum dai, adică lui îi place când îl mângâi, îl alint. Îi, lui îi place când îl și îl alint. Da, bineînțeles că îi place pentru că probabil face parte din categoria bărbaților care la rândul lor mângâie și alintă femeia cu care sunt. Xenia. Eu cred că înșeală, fiindcă nu e mângâiat acasă, având o soție foarte dominatoare și rece. Da, da, și când are o soție care e aproape ca o mamă și care îi face șurubele în creștetul capului, s-ar putea să caute pe una care îl mângâie mai de la distanță. Mariana. Am un prieten, interacționăm bine, ne potrivim la sex, dar nu îi place să fie sărutat pe buze. Ce să cred? Păi depinde ce, ce simte el de la buzele dumneavoastră, ce, ce crede el despre sărut ca fiind ceva prea intim, forțat și care scoate dragoste cu forța de la el. Dar pentru că unii bărbați au în cap chestia asta, nu știu dacă știți, umblă tot felul de mituri printre băieți. Și unul dintre ele este că, domnule, dacă o femeie a făcut sex cu un alt bărbat în viața ei, în trecut, și te sărută pe tine, tu, fraiere, îl săruți pe prin intermediul ei. Și știți că au astfel de, de, de gânduri aberante în cap, mulți, și merită văzut cam ce este, Dar Poate nu o să vă spună dumneavoastră. Mariana. Cred că e preferabil pentru un bărbat, bărbat să fie mângâiat într-o comunicare afectoasă. Cuvintele unor mânghe chiar și în absență. A, printr-o comunicare afectoasă. Da, era că pe ce să sară în sus de bucurie că, da, uite, cineva care menționează faptul că femeia poate să-l mângâie pe bărbat în timp ce îi vorbește. Vreau să vă spun următorul lucru. Dacă tu îl mângâi pe bărbatul tău în timp ce îi spui ceva important, adică îl mângâi și îi spui, Georgele, ce ar fi să schimbi tu și cauciucule de la mașina mea? Și îl mângâi în timpul ăsta, crezând că el o să accepte mai ușor ceea ce zici de cauciucuri pentru faptul că sunt degetele tale prin creștetul lui, o să-l vezi pe Georgil că face așa. Adică, se trage de sub mâna ta ca să înțeleagă ce vrei tu să zici acolo. Fiindcă, după cum spuneam, el nu poate face două lucruri deodată. Și s-a observat că, deși femeia l-a mângâiat cu toată dragostea când i-a spus ceva important, el n-a ținut minte acel lucru și ea a s-a supărat că, tocmai. De ce n-ați minte acest lucru? Doar, doar l-am mângâiat frumos. Tocmai pentru că mai făceai încă ceva, în timp ce îi făceai ceva sau îi spuneai ceva. Uite, în felul ăsta am anticipat și răspunsul întrebării către Maria. În timp ce îl mângâi, ar trebui vorbit cu el sau doar să-l mângâi? Mm -hmm. Liliana, desărutul mamei pe buzele lui, ce părere aveți? Ce părere am despre mama sau despre el? Pentru că sunt două păreri diferite. El este cel care își dă seama că trebuie să o primească pe mama cu buzele, ca așa vrea ea să fie primită, iar ea este cea care și-a dorit întotdeauna un bărbat care să fie doar al ei, sută în sută, și îl are pe ea. Angelica. Și dacă bărbatul nu a fost mângâiat de mama, ei se poate observa că are niște reacții mai sălbatice așa la început, cu privire la și s-ar putea să-i placă foarte mult după ce îi găsești cheițele, butoanele, ca să spunem așa, unde îi place să fie mângâiat și cum și când, în ce împrejurare. Este foarte importantă împrejurarea mângâierii bărbatului. Mariana, dar mângâierea tălpilor lui... Mângâierea tălpilor lui seamănă mai mult a masaj. Dacă sunt mângâiate și doar atât îl cam gâdile probabil, și reprezintă submisivitate, după cum spuneam, și um, înseamnă loialitate maximă. Alina. Dacă ai un partener care așa gândește, nu-l mângâi pe celălalt că e scornițe, fugi și nu fă ce a făcut soția lui, soția lui Lot. Și nu stai cu un partener care nu-ți dă încredere că făcând lucruri sănătoase pentru el, pentru voi, nu ți se urcă în cap. Ce cauți acolo unde orgolul este mai mare decât iubirea? Cum poți spune că iubești, dar nu oferi ce este vital pentru cel de lângă tine? De la cine vrei să ia aceste mângâieri? Foarte frumos acest discurs. Sau predică? Bărbatul trebuie să fie tandru, să facă gesturi, să inițieze ele cu ceritor, nu femeia. Ea trebuie să răspundă gesturilor lui, nu să le inițieze, zice Gabi. Hmm. Hai să ne gândim. Dacă este ea prima care îl mângâie pe el, să zicem că este o greșeală și că el ar trebui să înceapă să mângâie pe ea, și după aceea ea să-l mângâie pe el. Există și momente, după cum menționam mai devreme, când el câștigă sau când el este obosit sau bolnav, când ea poate să inițieze mângâierile și ar face bine lui. Gabriela, dar dacă îi place mai mult să fie mângâiat decât să mângâie el, cum îl fac să mă atingă mai mult? Ei bine, acest bărbat trebuie reeducat de un alt bărbat. În sensul că alt bărbat trebuie să-i spună lui ce își dorește o femeie, ce este ea și cum poate să-i ofere ei fericirea, astfel încât să poată să obțină și el la rândul lui. Se poate pune în practică această tehnică în oglindă, de care iarăși vrea să vorbesc mai încolo, dar poate i-a venit vremea. Și anume, să-l mângâi tu pe el demonstrativ și să te oprești. Să-l mângâi până când îi place și să te oprești. Un lucru cât se poate de eficient, și vi-l spun aici franc în față, doamnă și domnilor, este că dacă tu um, îl ajuți pe el să te mângâie, de exemplu, pe umeri și să te sărute pe umeri și îi pui mâna în zona genitală și îl acolo, atunci nu o să uite toată viața lui și o să te pupe pe umăr de mii de ori. Adică, ce vreau să spun cu asta? Bărbații au anumite zone și anumite conjuncturi în care pot fi mângâiați cu mare succes și cu efect maxim și tu poți să asociezi acest lucru cu mângâierea de care ai tu nevoie. Și poți să-i spui sub ce formă. Nu îi spui vreau să mă mângâie așa, să mă mângâie și pe mine. Îi spui mă simt extraordinar când pui mâna pe mine, mă tremur. Este ceva care mă topește și mă face doar a ta. Și când îi spui lucrurile astea despre momentele alea rare, să spunem, în care te mângâie și el și îl mai mângâi și tu așa cum îți zicea mai devreme, nu o să uite toată viața mea. Bun. Um, trebuie să vă zic și ceva mai pregătit, și pe aceea poate mai avem timp de câteva întrebări. <coughs> să-l mângâi prin a fi mângâiată de el. Să pui capul pe pieptul lui și să-l miști ușor. Cu părul tău poți să-l mângâi ca și cum nu ai pus mâna pe el niciodată și de-abia așteaptă. Pentru că a pune mâna pe bărbat unor poate să însemne pentru el o faptă de-a ta. În schimb, dacă părul tău este cel care îl mângâie, el mai consideră asta o faptă, ci o stare în care intră. Să-l mângâi cu țesătura fină a hainelor tale. Nu trebuie să fii dezbrăcată complet ca să-l poți mângâia. Este minunat să-l poți mângâia cu aceste țesături pe care le invidiez, vă spun sincer. Invidiez faptul că există atâtea țesături fine și extraordinare la dispoziția femeilor și la dispoziția bărbaților sunt vreo câteva saci din aia, țesături din aia aspre și oribile. Um, și dacă un bărbat caută o țesătură mai fină, dintr-o dată este văzut ca fiind efeminat. Dar asta a fost o paranteză. Um, să-l mângâi cu ceea ce lui iar plăcea să mângâie. Adică dacă lui i-ar plăcea să-ți mângâie sânii, poți să-l mângâi cu sânii tăi. Păi... Și lucrul ăsta se poate întâmpla doar o jumătate de secundă, nu trebuie să mângâi acolo până când te doare. Ca în trecere, așa, să-l vezi cum tresare. Pentru că al mângâia cu acele părți ale tale pe care el adoră să le mângâie, înseamnă o chemare irezistibilă pentru bărbat. Inclusiv cu fundul. Bine, dacă îl mângâi cu fundul, o să zic că faci un fel de dans erotic la adresa lui, dar merită să faci și asta cu partenerul tău da, mângă el cu ce-i place lui să simtă. Și am ajuns, bineînțeles, și la masajul erotic, faimasul, faimosul masaj erotic. Domnule, ce e cu ăsta? De ce, de ce, ne fug bărbații în salonul astea de masaj erotic și ce fac ei acolo? Hmm? Păi ce să facă? Sunt mângâiați cu corpul unor femei. Și nu prea au voie să pună mâna pe ele oriunde vor ei, ar putea să pună mâna pe aici, pe colea, ca gestul de atandrețe, dar nu se le pipăie ci doar să primească. Este un exercițiu extraordinar. Dacă bărbatul tău o fi venit schimbat în mod radical într-o bună zi și acceptă să fie mângâiat de tine, s-ar putea să fi trecut pe la un masaj erotic între timp. Nu vreau să vă stricăți nici dar este posibil acest lucru. Căci, da, și tu merită să înveți ca femeie ce înseamnă să-ți atingi în manieră erotică bărbatul și o poți învăța sincer, nu știu, plătind o oră de masaj erotic unei doamne sau domnișoare de la un salon din ăsta să-ți arate, să-ți spună, să-ți explice ce știe ea. Nu zic că, adică nu vreau să mă credeți un fel de individ care încearcă să promoveze astfel de servicii, dar uh, și de la prostituate, și de la cele care sunt în masaj erotic, și de la cele care au lucrat foarte mulți cu bărbații, ai ce să înveți ca femeie și ai face bine să stai de vorbă. Eu am stat de vorbă cu destul de multe, cu sute, probabil, și am înțeles extrem de multe lucruri despre ceea ce se poate ivi între o femeie și un bărbat. Bun, ia să vedem ce mai ziceți pe aici. Um, nu uitați că mâine seară avem dezbaterea de caz, tot de la ora 19, pe patreon.com slash de unde um, um, dezbatem cazul Timidității degetului gros, adică despre cum să stimulezi empatia la persoanele care nu o au dezvoltată, cu mari efecte în social și în relațiile de cuplu, cu mari efecte în prevenirea violenței și în prevenirea răcelii în cupluri. Este extrem de important să poți stimula empatia celuilalt și mâine seara o să vorbim de la ora 19 despre asta. Puteți să intrați și voi pe patreon.com slash Andrei, să deveniți cunoștințe, prieteni, frate sau soră și în felul acesta să beneficiați de aceste interacțiuni săptămânale, de cărțile mele pe care le tot promit, dar jur că o să vi le dau, uh, și de uh, tot felul de priorități în a viziona uh, filme de natură psihologică din partea mea. Bun, ia, mai ziceți ceva pe aici. Ok. Să mergem la ultimele, cele mai recente. De ce un bărbat după o noapte de amor atunci când l-am s-a enervat? Nu am înțeles această reacție. Atenție! Este vorba de faza refractară. Dar avem două faze refractare, două dimensiuni de fază refractară la bărbat este cea de imediat după actul sexual, când atingerea genitală și, în general, atingerea tandră îl irită, pentru că așa este fiziologic să se întâmple, dar există și faza refractară la persoană. Nu te mai suport pentru că te-am avut. Și acest lucru este destul de serios, arată că nu ai reușit să-i să stârnești respectul întâi și întâi, înainte de a ajunge în pat cu acel bărbat. Bun, dragilor, o să, o să mă opresc aici cu ceea ce v-am zis în seara asta. Mai sunt multe întrebări aici și poate că reușim să vorbim despre ele altă dată. Mâine seară ne vedem la, la caz, la dezbaterea de caz, timiditatea degetului gros prin tehnici de stimulare a empatiei. Veți vedea ce caz interesant. Până atunci să vă fie frumos și interesant. La revedere! you. Mm -hmm.